Săptămâna luni, 6 martie, duminică, 12 martie, este săptămâna cu numărul 10 a anului 2023 și poartă energia generală a cifrei 1, adică un sistem psihic general susținut, precum și o independență, nevoia de a ne simți și de a fi lideri, indiferent de domeniul vieții, toate acestea corelate cu veselia și bucuria noului început adus de luna martie. Ziua de luni, 6 martie, vine cu dinamism și cu o succesiune rapidă de evenimente care vor fi prezente pe parcursul întregii săptămâni. Circumstanțele exterioare pot umbri energia totală, prosperă și voioasă a acestei zile, dar numai în măsura în care noi le permitem și le instalăm confortabil în gândurile noastre. Hrănirea gândurilor disfuncționale cu privire la anumite aspecte exterioare duce la dizarmonie, de aceea este util să le alegem doar pe cele care ne ajută. Forța psihică este destul de mică, însă ordonarea gândurilor, precum și a mediului ambiental, a oamenilor cu care interacționăm, ne aduce bună dispoziție și armonie, cu condiția unei scurte introspecții la ceea ce suntem și la ceea ce dorim să fim. Per total, ne bucurăm de viață și de bucuriile ei. Marți, 7 martie, predispune la căutarea unui sens mai profund al vieții, precum și la ieșirea la suprafață a talentelor personale. Deși sistemul psihic este afectat de câteva zile și suntem ușor agitați, fiind predispuși la intrarea în capcanele minții și a gândurilor, suntem susținuți de univers în moduri miraculoase, să-i spunem. Schimbările bruște de activități și anumite tensiuni în sfera muncii aduc o ușoară vulnerabilitate, iar asta se manifestă prin resimțirea unui disconfort atât fizic cât și psihic. Orice formă de relaxare este binevenită, indiferent că e o scurtă plimbare, ascultarea unei muzici care ne calmează sau doar a închide ochii și a pune pe stop mintea haotică. Miercuri, 8 martie, vine cu forța puterii care se manifestă la nivelul energiilor feminine, nu doar pentru că e ziua femeii de pretutindeni, ci și pentru că energiile sunt astfel dispuse. În această zi, femeile au o forță impresionantă, un magnetism căruia nu îi se poate opune principiul masculin. Ele rezolvă situațiile în stilul caracteristic, emoții, sensibilitate, calm, diplomație, intuiție, tact, armonie, senzualitate. Puterea energiei feminine vine din dorința de colaborare și comunicare. Cu toate acestea, se poate manifesta și cealaltă față a monedei, în sensul în care dacă există o lipsă de motivație, atunci ele se pot folosi de puteri abuzive, încadrate în sfera vicleniei, a răzbunării și a răutății. Nu vă puneți cu femeile furioase, cu cele rănite sau supărate. Totodată, e o zi benefică pentru orice tip de întâlnire, conferință sau interacțiune deopotrivă la muncă, precum și în familie. E util de știut că energia femeii aduce atât viață cât și distrugere și de aceea e util a fi folosită în scopuri înalte, benefice, să aducă bucurie, dragoste și sentimente înălțătoare. Doar așa se pot contura realități frumoase în care totul e în armonie și echilibru. O săptămână ușoară și serină.